Ansamblul folcloric Ardealul din Luduș a împlinit zilele acestea 9 ani de existență, ocazie cu care au organizat și un spectacol dat în sala mare de spectacole a Casei de Cultură Pompeiu Hrășteanu din localitate. Ansamblul a luat ființă în anul 2000 la inițiativa unui grup de oameni inimoși care doresc să mențină pe mai departe tradițiile jocului și portului popular românesc. Acesta a reușit să fie cunoscut atât în țară cât și în străinătate prin participarea sa la diferite festivaluri folclorice. Acest ansamblu s-a format pentru a-și putea exprima bogăția sufletească, calitățile spirituale ale poporului român, prietenia între popoare. Ansamblul Ardealul prezintă jocuri, cântece, obiceiuri și tradiții populare din cele mai reprezentative zone ale României, dansuri din Câmpia Transilvaniei, Mureșului, Maramureșului istoric, Moldova, Banat, Bihor, Oltenia și Țara Făgărașului. Acesta este format dintr-un număr de 70 de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, formațiile sunt pe 3 grupe de vârstă. Începând cu anul 2000, a participat la diferite festivaluri de folclor și emisiuni folclorice TV. Amintim câteva festivaluri mai importante, Festivalul Internațional de Folclor Păunul de Aur din Cluj-Napoca, unde a obținut premiul de excelență, Festivalul Interjudețean Flor de Mai din Cluj-Napoca, Jibou, Bistrița de Năsăud, Vișeu de Sus, Cinceș Hunedoara, Festivalul de Artă și Tradiții Populare din Lunca Mureș. Colaborări cu ansamblul profesionist Mureșul din Târgu Mureș și Românașul a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. A reprezentat România la festivaluri folclorice în Franța, Grecia, Polonia, Italia, Statele Unite ale Americii, Turcia, Bulgaria, Iugoslavia sau Macedonia. Ansamblul Ardealul din Luduș este coordonat de către Fundația Culturală Ardealul, având ca președinte pe inginer Corla Ioan, iar coreografia ansamblului este asigurată de către Mariana și Petru Pop. Acești 6 ani, 7 ani de când dânsii sunt în Luduș, prin mâna lor au trecut peste 400 de copii, rămânând în fiecare an aproximativ 60 de copii, care reprezintă oriunde ansamblul Ardealul cu cinste, orașul Luduș și Casa de Cultură orașului Luduș. Dau cuvântul domnului director a Casei de Cultură să vă adreseze și dânsul câteva cuvinte. Să rog mâna doamnelor, domnișoarelor, bună seara domnilor! Mulțumesc organizatorilor și țin să felicit coreografia ansamblului Ardealul pe domnul Corla pentru toată activitatea care au depus-o. Îmi cer scuze pentru emoții, sunt la prima apariție în calitate de director al Casei de Cultură. Pot să vă spun și să vă transmit încă de pe acum, Casa de Cultură se va deschide pentru lutușeni. Cum este acum, sper, prin programele și proiectele pe care le vom derula împreună, să fie la fel. Vă mulțumesc, doresc un la mulți ani și distracție plăcută tuturor! Îi rugăm și pe domnul coregraf să transmită ceva părinților, deși în fiecare repetiție cred că le transmiteți destul. Bună ziua și în primul rând vreau să mulțumesc publicului ludușan, care în fiecare an, noi în fiecare an de când suntem în Luduș, la 8 martie aniversăm câte un an. În fiecare an ați participat într-un număr foarte mare. Vă mulțumim din suflet, pentru că dacă n-am avea public,
artiștii trăiesc prin publicul lor. Mulțumim publicului Ludușan. Vă rog să vă trimiteți copiii cât de mici aici, că de fapt se face o școală de folclor aici. Deci nu-i neapărat să ajungă dansator fiecare, dar când merg undeva la o nuntă sau la o petrecere, să se descurce, să nu ne facem de minune. Ascultă